11 oi au fost ucise zilele trecute în comuna Voșlăben, județul Harghita, de un urs care a atacat o gospodărie. Gospodarul a prins de veste doar spre dimineață că i-au fost decimate animalele. La fața locului au fost chemați veterinarul din comună și un vânător care au studiat urmele lăsate pe zăpada proaspăt căzută și au apreciat că este vorba de o ursoaică cu doi pui care au umblat prin comună și au încercat să mai intre și în alte gospodării. Gospodarul păgubit a anunțat autoritățile că mai are 16 oi la stână, pe care trebuie să le aducă acasă și îi este teamă că ursoaica se va reîntoarce în căutare de hrană. Primarul comunei Voșlăbeni a precizat că în 2019 este primul caz în care sunt atacate animalele din gospodării, dar spune că urșii se plimbă prin comună, au intrat în curți atunci când au rodit pomii fructiferi sau pentru a mânca hrana pe care oamenii o dau câinilor și pisicilor. El a susținut Not că oamenii sunt nemulțumiți, mai ales că nu există soluții de a alunga sau de a speria urșii care vin în sat. De 6-7 ani tot așa o ținem. Oamenii se plâng, pentru că nu au soluții nici să-i sperie, nici să-i alunge. Acum, nici în hibernare, nu mai intră, mănâncă în continuare. A conchis primarul Tinca.